În acest tutorial vom implementa foarte repede funcția de căutare pentru pagini. Vedem că acest formular de căutare, după un anumit termen, este valabil în orice pagină pentru interfața de administrare, că oriunde am fi, este valabil. De aceea vom schimba aici Search Pages și vom modifica acest placeholder ca să ne indice acest lucru, că faptul că practic căutăm pagina fiind accesibil în orice pagină din interfața de administrare, vedeți, avem acces. Noi o vom verifica aici, bineînțeles, vom vrea să avem și paginat și așa mai departe. În primul rând să mergem să aranjăm formularul nostru. Aici probabil va fi în parțial. Stop bar, aici probabil va trebui să îl găsim. Deci în top bar și să vedem, avem logout, deci trebuie să vedem unde ar fi ceva cu search. A, uitați că ne și izolează puțin, am putea să mai facem și noi un parțial cu search, dar nu mai e cazul pentru că aici avem doar acest formular, navbar search. Așa, îl izolăm și noi puțin cu niște spații. În primul rând, butonul acesta de jos să fie Type Submit. Submit ca să ne posteze formularul, bineînțeles. Aici să adăugăm directiva Cross-Site RF pentru securitatea formularului. Input, aici trebuie să-i dăm și un nume, name egal search, îi vom zice. Deci aceasta va fi variabila search, va fi în request-ul atunci, în momentul în care vom posta formularul. Form class și aici, bineînțeles, va trebui să avem și un action. Și vom avea ruta route, bineînțeles, admin pages. Deci ne vom întoarce înapoi cu rezultatele căutării. Bineînțeles că nu trebuie să trecem aici parametrul, deoarece parametrul va fi automat acest search și în principiu valorile formularului, că de aceea îl postăm. Sper că am pus tot. Haideți să vedem cum apare. Salvăm. Și să punem aici, să zic, fugit, am văzut și eu un nume. Da, și deci ne postează, vedem că se reîntoarce pagina cu post. În momentul în care am apăsat Enter, a făcut un refresh la pagină. Și acum mergem frumos în controller. Da, să căutăm controller articles controller. Așa, și avem funcția noastră Show Pages, care corespunde rutei respectivă. Și mai facem, bineînțeles, un if. Deci, if request search. Deci, dacă avem acest request, da? Vom pune, să zic, dollar search egal cu request de search. O să vedeți imediat de ce mai folosesc și declarația asta de variabilă. Și vom avea acum pages, dollar pages, dollar pages egal cu page sortable, deci pentru a integra pachetul pe care l-am folosit pentru capul de tabel sortabil. Bineînțeles, vom pune același created descendent, deci coloana implicită de sortare. Și acum vom începe să punem condițiile where.
Deci where vom pune, vom căuta în title, termenul din search, vom căuta în title, deci title, operatorul de comparație va fi like, da? Deci asemănător, și aici vom pune ceea ce vrem să căutăm. Deci e un percent din acesta, acoladă și variabila noastră $search. De aceasta am folosit ghilimele duble, ca să pot să folosesc $search direct, să nu mai stau să concatenez. $search, vedeți că nu-mi dă eroare, și încă un percent. Da, e o sintaxă SQL, folosesc comparatorul like, acesta este pentru orice caracter, deci înseamnă că acest percent înseamnă orice caracter înainte și după termenul meu search, adică să nu fiu obligat să-l găsesc exact pe acela. Deci poate să fie cuprins și în alte caractere. Asta e că nu trebuie să știe exact ceea ce caut. Și mai facem încă o căutare cu funcția or where. Pentru că, atenție, dacă aș pune în continuare încă un where, ar fi două una după alta filtrări și de s-ar filtra una pe alta. Dar Laravel ne ajută să evităm acest lucru prin funcția or where, care e clar. Deci where, or where, deci face condiția sau, nu sau și. Și aici vom avea, să zicem, un meta description. Vom căuta și în tagurile meta. Și același lucru cu like. Acesta e operatorul. Și bineînțeles tot același, luăm cu copy și paste $search. Am greșit, Ctrl Z, haideți să-l îi dau Ctrl C, Ctrl V. Așa. E bine. Și să nu uităm acum să facem paginarea. Paginate, că poate, cine știe, având multe articole, poate să pot să fie mai mult, deci prea multe, și să nu fie o pagină cu foarte multe după criteriile respective. Și with carry string. Aceasta pentru ca paginarea să ne păstreze criteriul de căutare. Ok, punct și virgulă, deci am terminat interogarea noastră, pentru că către baza de date folosind modelul, deci, sau cum zic unii, am interogat modelul. Așa, și acum dăm return page with pages, am luat-o de jos cu copy și paste. De asta să o mai formatez puțin, with pages, deci asta este clar, with pages e ok, dar haideți să facem și un și with, ca să punem și un și termenul de căutare în răspunsul nostru, mai dăm variabila search și $search, bineînțeles. Și putem să punem punct și virgulă acum, Ctrl-S, da, deci totul e bine. Și acum trebuie să mergem și în vederea noastră admin page pages ca să formatăm titlul, deci Alt-Click, da, și am ajuns aici și mergem sus unde deja s-au făcut destul de multe cu can if pages count. Așa, dar poate și mai sus, if is set, manage page articles. Acum noi verificăm dacă avem variabila search. If is set, mi se pare că există și o directivă direct în blade is set. Deci around is set, dar nu mai stau să o caut acum. Dacă este cam tot aia, deci vă dați seama. If is set, $search. Da? And if. And if. Și deci manage page articles și vom pune for search term span
Vom pune un span text info, span text info, na, și aici $search. Deci $search, $search for search item, $search. Cam asta ar fi. Zic eu că mai mult de atâta nu avem ce să facem, am mai putea să manage page article, am putea să dăm numere de pages. Aici să mai punem, uite, numărul de pagini, dar nu mai e cazul. Haideți să-l punem. Deci, liniuță și dăm $pages count. $pages count. Ok. Control S. Începem, haideți să luăm un termen din de undeva de aici, din descrieri. Vedem că primul rând colorat e meta description. Și haideți să luăm pe ăsta, luăm cu Control C. Îl băgăm aici, control V, dăm căutare și vedem manage page article for search term, distinction, sunt două articole, da? Așa ar mai trebui să facem butonul all pages aici, să ne fie ușor să ne întoarcem, să nu trească să mergem mereu în meniu lateral. Deci să luăm, îl avem pe aici deja, buton, if set, deci asta este mai jos, all pages, Ctrl C și mergem și pentru search și îl punem Ctrl V și cu, să nu uităm, și non-breaking space acesta, să fim siguri că există o anumită distanță, salvăm. Da, și mai, haide să mai luăm de aici, să zicem, din titlu. Ia să vedem, Ctrl C, Ctrl V. Da, și ne-a găsit și din titlu două pagini pe reprehendit, avem și butonul All Pages, deci uitați că apare și în aceasta, deci mi-a căutat și în titlu, a găsit această pagină și mi-a căutat și în meta description și mi-a găsit această pagină, îl vedem că este aici și de-aia mi-a întors și această pagină. Da, și dacă apăs All Pages avem tot, deci am implementat și această căutare. Și urmează să începem să implementăm formularul de introducere a unei noi pagini.